Turismul în Spania este de obicei asociat cu plaja, cu marea și relaxarea. În regiunea de sud-est a orașului Murcia, proiectul Virere oferă o experiență turistică complet nouă. Centrul combină turismul rural cu educația de mediu. Din 2015, proiectul oferă nu numai cazare pentru familii și grupuri, dar și cursuri introductive gratuite pe subiecte precum permacultură, energie regenerabilă, bioconstrucție, restaurarea peisajului și cuptoare cu energie solară. Marca lor comercială, fiecare detaliu reprezintă valorile lor vis-a-vis de dezvoltarea durabilă și acționează ca un model pentru vizitatorii care ar putea implementa ei înșiși ulterior ideile Virere. Clădirile sunt realizate din materiale naturale și reciclate, cu impact scăzut asupra mediului înconjurător. În garda ecologică este integrată o sursă de alimente constând din fructe ecologice, legume și plante aromate din zonă. Pe lângă un sistem de colectare a apei de ploaie, folosesc un sistem natural de purificare a apei din zona umedă subterană. Folosind diferite tehnici, generează energie durabilă locală. De la înființare în 2015, modelul mixt de afaceri este în creștere. Totuși, 90% din clienți provin din regiunile învecinate și din țară. Pentru a atrage și mai mulți vizitatori din străinătate, experiențe noi sunt avute în vedere, cum ar fi degustarea vinurilor locale, o plantație de trufe și un sistem de încărcare a vehiculelor electrice. În plus, Virere predă cursuri și în afara locației de bază și s-au alăturat unor rețele de colaborare. Mai mult, ei propun reducerea modelului de afaceri într-o zonă de refugiați. Pentru a fi viabile din punct de vedere economic, proiectele unice precum Virere trebuie să fie inovatoare, diversificate și integrate. Împreună cu o structură de preț adecvată, oferte de nișă similare foarte apreciate pot crea un model de afaceri de succes.